Centrul istoric al Brașovului se transformă încet, dar sigur, în zonă numai pentru pietoni. Acum a venit rândul străzii Mihail Weiss și a pieții Enescu, cu străzile aferente, să fie transformate în pietonal. După ce și aceste porțiuni vor fi accesibile doar pentru pietoni, mare parte din suprafața cuprinsă între străzile Mureșenilor, Eroilor, Bălcescu și Piața Sfatului va fi interzisă parcării mașinilor, iar accesul lor se va face doar cu unele excepții. Lucrările de reamenajare la Piața Enescu au început la mijlocul lunii august și se doresc a fi terminate la finele aceleiași luni. Piața Enescu va fi decopertată, toate rețelele care le vedeți acum pe fațade, aerian, spânzurate pe aici, vor fi pozate subteran toate. Și Piața Enescu va deveni un punct, cred eu, foarte atractiv în următoarea perioadă. La sfârșitul lunii septembrie și strada Mihail Weiss va trebui să aibă altă înfățișare. Trotuarele și șoseaua vor fi aduse la același nivel, apoi suprafața va fi pavată cu piatră cubică, după care aici se vor putea amenaja terase. Și în Piața Enescu se va permite amenajarea de terase, însă va fi prevăzută o zonă unde vor putea fi organizate și diferite evenimente culturale. Primăria are și alte planuri de reamenajare a întregului centru istoric al Brașovului. În etapa următoare va veni rândul zonei din jurul Bisericii Negre să fie înfrumusețată și pavată cu piatră cubică.